Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, anunță noi vești bune pentru hunedoreni. Guvernul din care face parte a aprobat un proiect de hotărâre care prevede realizarea unui nou nod rutier amplasat în totalitate pe teritoriul comunei Hărău, care va oferi accesul la și de pe autostrada A1 în direcția Timișoara-Deva-Sebeș-Sibiu. Acest nod rutier va crea facilitatea accesului la intrarea sau ieșirea pe sau de pe autostradă din Sântu-Halm pentru locuitorii municipiilor Deva și Hunedoara, proiect așteptat de mulți hunedoreni. Valoarea totală a investiției, a cărei durată de execuție este de 12 luni, este de aproape 120 de milioane de lei, bani din fonduri externe nerambursabile prin programul Transport 2021-2027 și de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Le mulțumesc domnului prim-ministru Marcel Ciolacu și ministrului transporturilor domnul Sorin Grindeanu pentru aprobarea acestei investiții atât de necesare județului Hunedoara. De asemenea, îl felicit pe președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, pentru toate demersurile făcute pentru ca acest proiect să devină realitate, a declarat ministrul Natalia Intotero.